Aceasta este noua modalitate de a debloca Beast Buckets gratis, ați auzit foarte bine, dar înainte asta, nu uitați neapărat de un like, bă, să facem cât mai multe like-uri acest episod, așa, așa aprecia foarte mult, și nu uitați neapărat de un subscribe, pentru că, atenție, dacă facem 100.000 de abonați în 2 săptămâni de acum încolo, adică în fix 14 zile, voi da 5 oferte de 1200 gemuri și 500 stumble tokens complet gratis, așa că pur și simplu anunțați-vă prietenii să dea subscribe sau, nu știu, dați un like la acest video, un subscribe, 5 comentarii ca să fie mai recomandat videoul, așa că, bă, hai să începem. Bun, înainte asta, hai să acceptăm și noi o persoană de la prieten chiar acum să intrăm. Dar stai așa, bun. Hai acum, noi este exact cum credeam. Și scroll în 3, 2, 1 și... asta vreau să tu, hai, v-am dat teacă acum. Fii tentare de nu, pam, pam, pam. Iar se pare că pică chiar... o 207 modelin. Ok, vreau să zic 27 modelin, nu 207 modelin, dar în fie ce mai contează. Hai să intrăm și noi acum puțin pe shop, să dăm un free spin. Yay! Haide bro, dă-i chiar acum. Nice. Exact cum credeam. Sper neapărat să-mi dea ceva Bolt. Dacă nu-mi dă Bolt, înseamnă că e gheră pe față vorba asta cu din prima e cu noroc. Haide, haide. Da, nici măcar nu știu de ce mă mai complic cu roata asta, pur și simplu n-are niciun sens, e pur și simplu prea gherlă și nu o să-ți dea niciodată specială, cam asta e toată treaba. Oh, bă, fii atent, avem aici de colectat o animație, de unde s-au dus punctele de la misiunea care am completat-o? Bă, da, nu știu, nu prea mă interesează, așa că hai să dăm claim chiar acum, yay, ok, este un emote chiar foarte șmecher, probabil, adică, mă, nici măcar nu l-am văzut, am zis și eu așa, dar hai să vedem aici era, nu? Ok, fiind atent că e legendar. Bă, știu pe ăsta, l-am mai văzut la oameni, nu mi se pare cine știe ce, însă mi se pare destul de ok, așa că hai să dăm, știu, hai să dăm un free spin cu Beast Bucks de-astea chiar acum. Yay, hai să vedem, poate îmi dă și 1150 de Beast Bucks de-astea, ar fi chiar insane, pentru că vă voi arăta modalității cum să luați Beast Bucks de-astea gratis, doar că mai stați puțin să dau și eu aici pe shop. Se pare că, oh my god, 15, bro, nice. Nu mi se pare destul de nice să între noi fie vorba, însă se putea da și 10 sau 5, așa că hai să vedem a doua oară, acum trebuie să-mi dea 150. Bun, așa era vorba, ca doar e cu noroc, nu? Da, doar ce a trecut de 50 și mi-a dat 25. Da, se putea și mai rău, însă destul de nașpa dacă mă întrebați pe mine. Hai să vedem și a treia oară, pentru că mai putem da încă o dată, yay, hai să vedem acum. Deci a treia oară e cu noroc, hai să vedem 150, poate. Cum ar fi să-mi dea 150? Hai că... normal că... bă, mama, 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 mama. Bă, deci voi ați văzut? Era chiar în stânga 150. Mi-a dat 15. Nu știu care au șansele. Însă hai să vedem acum. Bun. Acum mai avem un lucky wheel de deschis, practic. Ok. Bă, average, sincer. Hai să vedem acum. Sper să-mi dea ceva destul de șmecher. Haide, 250. Hai că tokens, dacă e vreo. Mi-a dat skin-ul ăsta pe care l-are toată România. Sau, mă rog, și toate... toată Spania, toate țările gen la, în fine. Hai să dăm aici două spinuri să vedem, poate îmi dă ceva mișto, nu știu, niște de-astea mitice, shards mitice, ca să le deblochez pe niște bestia. Uite, bă, dar mi-a dat o maimuță. Bro, bă, asta o aveam gel. Oh my god, care au șansele, bro, să-mi dea fix asta? Și acum, bă, eu nu înțeleg, ce se întâmplă cu shardurile astea care se duc la duplicate bank gen? Nu știu, uite, am 95, pe voi realizați, am 170 la duplicate bank și efectiv acum să vedeți că după ce este spinul ăsta, nu o să mi-e dea pe toate, gen, nu știu, iar nu mai mult asta, nu știu ce să fac, bro. Da, nasol rău, sincer. Haide, bro, dre, te rog, dăm multe și scoate-mi-le, nu știu ce, scoate-le pe duplicate bank. Ok, încă 75, ceea ce înseamnă că, bro, s-a resetat și acum am 4 mână, am 45, bro, nu înțeleg nimic ce se întâmplă. Și ia, aveam 200 și ceva și acum mi-a dat înapoi doar 65. Mă, nu înțeleg care-i treaba cu chestia asta cu duplicate bank, bă, dacă știți ceva, scrieți neapărat voi în comentarii, că nu înțeleg nimic, pur și simplu. Acum mi-a dat punctul ăsta pe un pinguin. Na, se putea și mai rău, de fapt nu se putea mai rău, cred. Normal că nu se putea mai rău, da. Se putea mai bine, însă, na, vă dați seama că am cel mai mare ghinion mereu. Ok, acum nu mi-a mai dat pe pinguin, acum mi-a dat pe mai mult asta. Bro, egal cu 0. E exact același lucru, gen că pe ambele skin-uri le aveam. Și acum, mă, nu înțeleg ce se întâmplă cu punctele alea, shards duplicat, din duplicate bank. Pur și simplu dispar sau ce? Adică, ce bă, gen, pe bune, nu știu, nu trebuia să mi le dea mie dacă tot există așa ceva, duplicate bank, sau ce se întâmplă cu el, nu știu, scrieți neapărat în comentarii, pentru că eu chiar nu știu, așa că hai să, uite, 125, bă, ăștia au nebunit de tot, mă. Bă, cine crezi că o să iau 125 de sharduri pe, la eventul ăsta? În fine, hai să ne calmăm puțin și să ne alegem skin-ul, o smoke, ca de obicei, pentru că, na, de ce nu? În fine, și acum nu mai pot să deschid nimic pe aici, ca de obicei. Bă, roata asta mai ține 32 de zile, mă, ce? Ok, și eventul ăsta mai ține doar 5 de zile.
Stai puțin. Măi, eu nu înțeleg. Practic, sursa principală de Beast Box de-astea. De unde ar trebui să vină, gen? Nu știu. Uite, aici mai am câteva. O să mai joc, gen, eu să iau. Dar nu prea înțeleg, gen. De unde ar trebui să vină sursa principală de Beast Box de-astea? Ok. Oare aici din Stumble Pass? Nu știu, chiar nu pot să înțeleg, scrieți voi în comentarii dacă știți. Dar astăzi vă voi arăta încă o modalitate prin care puteți să luați Beast Box astea foarte ușor gratis. Așa că stați puțin să dau un match aici, pentru că chestia asta e foarte importantă, un match chiar foarte șmecher. Așa că hai să intrăm acum, cred că o să pice Pivot 14 prima mapă. Vă stai că o să pice Mr. Beast. Chiar când pică bro. Bă, vă vedeți că durează? Ok, durează o grămadă, n-am să mint. Ok, haide bro, de că mai pică. Wow, după atâta timp în sfârșit a picat, bro, care au șansele să pice, asta e greu. Nu știu, hai să vedem acum. Bun, deci chestia asta e foarte importantă, ar trebui să mă mișc destul de repede să alerg. Locul 3. Bă, eu cumva sunt pe 3, dar eu eram 1. Fii, hai pe aici, asta nu cad. N-ai să-i să-mi creăm. Oh, bă, ce-am arătat pumnul, era imposibil. Wow, mă, cât de aproape era să calc în banana, ești nebun. Dacă călcam eu în banana aia din atâta lume, cred că aveam cea mai mare ghion. Mă enervam și spărgeam tot. Wow, cum nu mi-a sărit că am dat să sară. Da. Bă, oare există cineva care are mai mult ghinion decât mine pe jocul ăsta? Da, nu pe că există. În fine, hai să mergem pe aici. E foarte important, brodere, să nu mă lovesc de nimic. Așa, hai de aici. Nice. Nu, mă, da, aia zic. Ok. Hai de pe aici. Nu, bă, doamne, ce era să se rupă chestia aia. Ei să dispare, de fapt, să se rupă. Însă, bă, am ajuns destul de repede, sincer. Eu vreau să stau imobil de picior și nu s-a apăsat, gen, bro. Adică l-am apăsat și nu s-a dat, gen. Nu înțeleg de ce. Fie, iar am apăsat și nu s-a dat. Da, tipic Stumble Guys. Însă, bă, ești nebun, mă mir că am ajuns al treilea. Ok, hai să vedem acum ce fac frățiorii ăștia. Fii antenă, că ăștia nu se califică deloc, ești nebun. Ok, da, destul de nasol pentru ei. Însă, car. A picat Lavaraș. Bro, asta e mapa cărui nume nu ar trebui să fie rostit, ești nebun. Hai să vedem măcar dacă putem să facem și noi ceva destul de șmecher pe mapa asta. Pentru că trebuie să fii proper, dar e o mapă destul de enervantă dacă mă întrebați pe mine. Haide pe aici, bro. Nice. Cum se dăm? Și, da, banana e diamant, bă, deci pur și simplu a picat din prima. N-a avut timp de acție. Haide, pun asta. Wow, bro, că noroc poți să ai ca robot. Okay. Am avut și eu puțin ghinion pentru că nu l-am nimerit, însă a avut el noroc cu calul. Ok, haide pe aici pentru că n-avem nimic de stat. Nice. Te rog, hai să fac schema. Da, mă, da, a funcționat. Bă, aia zic pur și simplu, n-avea cum să nu funcționeze schema asta cu săritul pe vulcan, pentru că dacă nu funcționa, nu știu, cred că făceam ceva destul de nasol și cred că spărgeam tot, însă ce mai contează, noroc că nu m-a lovit Bila și apărem în calificat destul de lejer, băi, ești nebun. N-am umir, sincer, așa că hai să vedem acum. Fie întâlnă că Marco nu se califică. Ăsta cu schimb de Mr. Beast. Adică nu se califică dacă e. Hai mă, oare să mai califică? Da, se pare că a picat blog, deci nu mă mai interesează dacă s-a calificat. Se pare că s-a calificat, mă, ești nebun? Însă, na. Bă, pe blog, deci, sincer, e o mapă pe care contează cel mai mult skill-ul și eu sunt cam cel mai skill-os om. Adică, am cel mai mare skill, adică sunt cel mai bun. Cam asta e rezumatul zilei, dacă putem spune așa. Așa că ar trebui neapărat să fac un win, pentru că, pur și simplu, aici ține de cât de bun ești mapa asta. Bă, sincer, nu mi-a reușit acum să trec prin perete. E mai ușor pe PC să treci prin perete. Îmi ieșea mai deseori prin PC. Însă, na, pe telefon e puțin mai greu. Fie antenă... Oh, cred că o să-mi iasă. Însă, na, mi se pare cam la fel. Oh, fie antenă că am reușit acum, ești nebun. Da, mă, da, am avut un noroc destul de mare, însă sunt și eu foarte bun. Na, n-am să neg. Wow. Bă, vreau să rămân acolo și să-i dau până la ăla cu bana diamantă, să n-am avut ghinion. Ok, și cumva el a avut noroc, a reușit să treacă împotriva mea. Bă, voi vedeți cât noroc are mă ăsta? Bă, pur și simplu, nu știu, a trecut la limit, acum a trecut prin podea și nu cred. Ha, nu pot să cred așa ceva. Bă, v-ați văzut? Pur și simplu e ilegal. Da. Acum cred că aveai timpul să vă spun despre noua modalitate prin care poți debloca Beast Box gratis. Practic să intri pe site-ul celor de la Stumble Guys și primești Beast Box bro gratis, da, pentru că e foarte ușor. Nu uitați neapărat de like și subscribe și noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Și pa, și pa.